Salutare, bine v-am regăsit la un episod al meu. Astăzi să ne jucăm Miss P și se spune că acest profesor e profesor foarte rău de matematică și țipă la copii. Țipă la copii. Bă, de ce e urli la copilă? Deci nu s-a făcut nimica. Așa că pentru că ea se poate face urâtă cu noi la școală, noi o să-i facem farse. O să-i facem farse, mai bun, pentru că se comportă foarte urât. Și foarte rău. Ok. Acum se încarcă. Și jocul ăsta l-am instalat chiar acum. Ia să vedem. Ce zi frumoasă, ia uzi la aia. Ce zi frumoasă, zi, o zi frumoasă pe naiba, domnișoara profesoară. Trăcă. Ok. Bă, dar mă mir cum de nu mă vede. Ia să vedem. Ia să vedem cum îmi iese farsa. Ha, bă, nu mai plânge că și tu mi-ai dat, că și tu la școală mi-ai dat patru intenționări și am pus lasă vrăjala. Mai bun, hai să dăm pe next. Să vedem ce față mai putem face. Uite, stați așa. Să dau reclama. Mă rog. Nu suportă că mi se dă reclame. Mi-a zis să dispare reclamele astea pentru totdeauna. Aolici, mă dări picioare. Mănâncă cerlale cu lapte? Cum, mă? De ce să mănânci cerlale cu lapte? Dacă ești adult, trebuie să mănânci cerlale cu lapte. Copii trebuie să mănânci cerlale cu lapte. Nu mai știu. Cu ce? Shit. Păi și acum... pot să folosesc, pot să cumpăr un lockpick? Am folosit un lockpick? Acum mă lasă să mă joc cum vreau eu. Bun, deci acum Misty nu... trebuie să ne prindă. Ia să lăs într-o cameră. Bun, noi trebuie acum să ne ducem direct în bucătărie. Unde? A, citește o carte, perfect. Deci noi acum trebuie să-i adăugăm sos iute, adică asta. În asta, domnișoare... Profesoara, acum trebuie să fugim. Oh, nu, ne-am văzut. Dar nu e nicio problemă, că noi acum... Bă, eu am vrut să închid ușa după mine, nu să sar. Oh, energie, uite, energie avem. Suculețul. Asta e să dau asta mai aici, că nu văd energia aia, nu văd cât timp am. Bun. Este bătușă, sunt curioasă dacă mă pot vede. Are o fotografie cu o fermă acolo, uite și poate, oare, probabil că ea a trăit odată la țară și ia să vedem. Yummy, ia să văd. O să mă băs pe gât. Vomită, mă, vomitat sau o scuipă mâncarea pe jos. Mă rog, next. Next, e prea amuzat jocul ăsta. Voi avea nevoie de un clește sau... cum? Bun, să-i dăm tu. Aia se dă la televizor acum. Deci, ce trebuie să fac? E acum strănută în continuu steluță.
Așa, aaa, trebuie să-i stricăm televizorul la domnișoara profesoară. Ok, în formă de inimă. Uite, e încă o steluță. Ok, deci avem nevoie de un clește. Dar poate să iau și ciuca. Am căzut într-o capcană, nu-i de bine. Nu-i de bine. Hammer. Hammer, așa. Ce facem cu hammerul? Ea s-a dus la etaj acum, e perfect pentru noi, oameni buni. Da. Și dacă vă place videoclipurile mele, am uitat să zic că mai devreme am uitat să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu în caz că sunteți noi pe aici, să v-ați abonat încă, abonați-vă chiar acum. Și poate, cine știe, o să mai fac videoclipuri noi. I-am stricat televizorul, acum nu se mai poate uita la Cartoon Network. Să lățesc, închidem ușița, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și plecă, o pot să intru. Păi ce pot să... Pot să vezi pacile totul. Dacă te bagi în rădăcinile astea, buruia asta, nu se vei vede, nu te mai vezi nici pe tine, nici altcineva, știi, bun? Nu mai gândeam la chestia asta până când uite că chiar există. Nu e nimic. Mă las să mă duc mai departe, nu mă lasă. Plânge pentru un televizor, păi... Păi atâția bani femeie și tâție, nu poți să iei un televizor nou, iei un televizor, de ce mai? Unul de data asta, unul de la mare, că cu ăla nu vezi nimic, azi o să chiurești. Să ce văd de genul. Tania! Tani Niki! Poți să înțelegi alt caracter, uite! Ia-ți-mi pică. Ouă sau bani? Un tort! Un tortuleț! Un tortuleț! Tortulelu! Bun, acum să vedem ce facem noi, mai putem să facem la Misty. Ai, uite, bă, ce trebuie să faci? Asta și un bun. O să grămadă de clipuri noi. Ok. De exemplu. Uite ce are un bin aici. Da. Ai, what? Ok, mai am bun. Prefaceți-vă că n-a zăzut asta. De ce? Misty e pe călare pe un cal acolo. Ia să vedem. Ce face? Trebuie să distrugem rochia. Trebuie să distrugem o rochie? Nu știam că trebuie să distrugem o rochie. Rămâne de văzută ce o să mai facem, așa că... Acolo arată așa, arată frumoasă rochia. Da, când o să vadă că i-am distrus rochia, clar o să nebunească. Ia stai să-i sun la sunerie. Ui, fugi! Uite, farfeca. Încă un ăsta energizant. E o bunicuță acolo. Aia cumva era bunica ei? Nu știu. Deci eu acum trebuie să deschid un dulap. Trebuie să... A, s-a la etaj, ok. E perfect pentru noi. Sau la etaj ar putea să fie rochia aia. Mai ce nu e. Singura cale e sus. Că e sus acolo la etaj. Uite-o. Poate reușesc să mă strec corp pe lângă ea.
ce să zic. Mă rog, mă de camere femeia asta. Uite-o. M-a trat într-o cameră, yes! Ai, du-te, n-ai de baterie. Mă rog. S-a băbuit acolo, profa. S-a băbuit. S-a băbuit, asta e șansa noastră. Nu mai. Da, du-te, bă, că vreau să mă mișc. Bine. Închide. Ușa. Închide. Ce, mă, bă, nu te mai... Uf. Nu. Olo, m-a văzut. Da, sigur, șobolanii știu, femeie, că ești nebună. Bați copiii la școală, nebună. Păi ce noi, frate, dar... Nici nu-s cât arată atentă. Aici? Nu! Uf. Aici are și camere de muzică. Ești prost. Oh, și vine cu acolo. Fugi! Ce s-a stă? Perne! Ah! În baie s-au dus. Asta a trebuit ei. Ai tu gură. Păi frate, câte camere are femeie? Oți, s-a blocat. Nu ai verificat toate camerele, asta e problema. Sper că a rămas acolo băbuită, că altceva nu știu pe unde să mai mă duc. Păi cine a, cred că n-a fost, a? Nu, sper că nu aici. Ba da! Pleacă! Nu știu, pot să mă mai duc, că mă blochez în toată casa asta, idiotă! Sunt blocată în altă baie de data asta, dar sper să nu intru peste ea în baie. Sper să nu dau de ea în baie. Că altfel e de rău, oameni buni. E de rău! M-ați auzit, e de rău. Așa. Stați mai bună să-mi iau veznicie până găsesc, o să pun puțin stop la videoclip. Și până nu găsesc camera aia, revin. Oameni buni, din păcate m-a prins. Era în stânga mea și nici măcar n-am văzut-o, fratele. Ci era într-o parte stângă. În partea stângă era în altă baie și nici măcar n-am văzut-o și direct a sărit pe mine și m-a prins. Păi, băi, oameni buni, dacă cam atât cu acest minunat episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu, în caz că sunteți noi pe aici și să v-ați abonat încă, abonați-vă chiar acum și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!